Cinci pompieri care au intervenit la stația GPL de la Crevedie au fost audiați la parchetul militar. În cea de-a doua explozie, peste 40 de salvatori au fost răniți. Anchetatorii vor să vadă ce au de spus pompierii în legătură cu modul în care au intervenit la exploziile de la stația GPL. De asemenea, vor să verifice dacă au fost respectate toate normele de securitate în muncă. Este cercetată și infracțiunea de vătămare corporală din culpă. Cei doi patroni ai stației GPL au fost arestați preventiv în dosarul în care este cercetată infracțiunea de distrugere din culpă, care a avut ca urmare un dezastru.